Au demonstrat puterea cuvântului. Vorbim despre elevii pasionați de dezbatere de la Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja din Drobeta Turnu Severin, care au susținut un meci demonstrativ pentru colegilor din liceu. Două echipe s-au duelat în idei, construind argumente cât mai greu de combătut. Zeci de elevi au venit pentru a urmări meciul de dezbatere propus de membrii Clubului Puterea Cuvântului, care activează de mai mulți ani la Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja. Tema propusă spre dezbatere le-a strânit interesul, iar argumentele și discursurile competitorilor le-a creat dorința de a afla mai multe despre ce presupune dezbaterea. Eu, fiind o persoană și mai introvertită, m-am gândit că poate să mă ajute mai mult cu vorbitul în public și poate să mă destind puțin. Meciul demonstrativ a fost organizat pentru a demonstra spectatorilor cât de puternic poate fi cuvântul. Vom susține un meci demonstrativ pe moțiunea acest parlament regretă insuflarea conform căreia binele învinge întotdeauna răul împotriva copiilor. Eu fac parte din echipa opoziției și o să fie un meci foarte deschis și presupun că foarte frumos pentru privitori. Se va desfășura între două echipe, guvern și opoziție, 6 discursuri, câte 5 minute fiecare, apoi discursuri sumative de 3 minute, reply, mai exact. Membrii Clubului Puterea Cuvântului sunt elevii ai Colegiului Național Pedagogic Ștefano Dobleja. Aceștia spun că alegerea de a se înscrie în club unde au învățat să dezbată le-a oferit numeroase oportunități de învățare și dezvoltare. Am participat și la Olimpiada Națională de anul trecut, unde pot să zic că am câștigat foarte multă experiență, mi-am făcut foarte mulți prieteni și, bineînțeles, am învățat foarte mult. Cum ai aflat de acest club și ce le-ai transmite celor care doresc să facă parte? Am aflat de acest club de la anumiți prieteni ai mei, care erau deja în acest club. Și celor care vrea să participe, le-aș transmite faptul că au loc de dezvoltare. Clubul Puterea Cuvântului este deschis pentru toți cei care doresc să descopere arta dezbaterii. Puterea Cuvântului este singurul club activ din județul Mehedinți. Am participat la foarte multe concursuri și din acest motiv credem că avem o expertiză foarte, foarte bună în a vă ajuta să treceți peste anumite inhibiții pe care le puteți avea. În același timp, dezbaterile în general, dezbaterile academice pe care le jucăm noi la nivel național, vă pot ajuta și să creați niște conexiuni care vor dura și după dezbatere. Mai mult de atât, clubul nostru specific vă aduce un repertoar de vorbitori foarte buni care au fost în foarte multe competiții și știu cu ce se mănâncă, așa că cred că orice elev de la pedagogic clasa 9-10 ar trebui să dea o încercare acestui club. Mulți dintre elevii care au făcut parte în trecut sau care activează în prezent în cadrul Clubului Puterea Cuvântului sunt premianți ai olimpiadelor și concursurilor de dezbatere desfășurate la nivel național. Este cel mai longeviv club de dezbatere din Mehedinți și este cunoscut pentru tenacitatea membrilor săi. De altfel, arta oratoriei și a dezbaterii se află la loc de cinste la Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja, unde elevii sunt susținuți să-și dezvolte gândirea critică și capacitatea de a se exprima liber pe toate planurile.